Motorina oferită de România agricultorilor din țara noastră care au fost afectați de secetă va ajunge în Republica Moldova până la sfârșitul lunii ianuarie. Anunțul a fost făcut de ministrul agriculturii Vladimir Bolea. Guvernul a votat miercuri o hotărâre prin care a alocat 1 milion de lei pentru servicii ce țin de depozitarea, transportarea și descărcarea combustibilului. Vorbim de peste 1400 de dosare și respectiv vor fi repartizate câte 40 de litri de motorină la un hectar de teren care a fost semănat în toamna anului 2022 cu cereale de toamnă, grâu, secar. Pentru că s-au alocat banii din rezerva de stat, noi acum, din fondul de rezervă, cred că astăzi, imediat, în următoarea oră, va fi semnat contractul de depozitare dintre Ministerul de Interne și cei care vor acorda acest serviciu. Suma de 1 milion de lei a fost alocată Agenției Rezerve Materiale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, instituție responsabilă de transportarea, păstrarea și repartizarea motorinei. Proiectul prevede alocarea mijloacelor financiare Agenției Rezerve Materiale din Fondul de Rezervă a Guvernului în sumă de 1 milion de lei pentru cheltuielile ce țin de 1. Servicii de broker vamal, 2. Servicii de recepționare, de evaluare a cantității și calității, de depozitare, păstrare, descărcare, încărcare și eliberare a produsului energetic motorină, 3. Serviciile de transbordare a vagoanelor cisternă cu motorină în punctul feroviar de trecere a frontierei de stat. Am încercat să aflăm când ar putea ajunge motorina la agricultori. Olivia Melnic, consultant pe comunicare în cadrul MAI, a declarat că instituția pe care o reprezintă va reveni mai târziu cu informații în acest sens. La începutul lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a anunțat că Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a recepționat 1546 de cereri de la fermieri cu privire la solicitarea ajutorului umanitar extern acordat de către România. Din totalul dosarelor depuse, 56 au fost respinse, deoarece nu au întrunit criteriile de eligibilitate, a anunțat AIPA. Astfel, motorină vor primi 1490 de fermieri. Anterior, Asociația Forța Fermierilor a acuzat Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare că a tărăgănat procesul de transportare în țara motorinei acordate de România și că a ținut mult timp în suspans fermierii care au depus dosare pentru a beneficia de ajutor umanitar. România oferă Republicii Moldova aproximativ 4.000 de tone de motorină cu titlu gratuit. Pentru prima dată despre acest ajutor a anunțat Vladimir Bolea în aprilie anul trecut.